Asigurații mai au foarte puțin timp să-și ridice cardurile, pentru că va veni data când va putea fi folosit doar cardul. Nu vreau să dau o dată exactă, dar cu certitudine că luna septembrie va fi lună de folosire doar a cardului, a explicat Ciurchea. În ultimele două săptămâni a crescut numărul cardurilor activate, dar nu a crescut numărul cardurilor eliberate de la casele de asigurări, Ciurchea motivând că a fost o perioadă de concedii. La Casa de Asigurări Suceava, din cele 20.950 de carduri naționale returnate de operatorul poștal, au fost distribuite aproximativ 5.800 de carduri naționale persoanelor asigurate care le-au solicitat. Vasile Ciurchea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a arătat că sistemul de înregistrare a serviciilor este același, funcționează și a subliniat că acest lucru se vede din numărul serviciilor validate, care este într-o continuă creștere. În luna iunie am ajuns la peste 8 milioane de servicii acordate cu card, ceea ce înseamnă că în două luni sistemul a funcționat. E adevărat că nu 100% din timp, au existat și momente când a răspuns mai greu, a adăugat Ciurchea.